Timp de două zile, polițiștii de la rutier au verificat peste 1300 de autovehicule, o bună parte dintre acestea cu numere de înmatriculare străine, într-o acțiune de amploare soldată cu multe amenzi și permise de conducere suspendate. Astfel, în urma controlelor s-au aplicat 415 sancțiuni contravenționale, s-au reținut 47 de permise de conducere și s-au constatat 10 infracțiuni la regimul rutier. Totodată, 6 șoferi au fost surprinși la volan sub influența băuturilor alcoolice, 2 conduceau fără permis, iar 2 conduceau autovehicule neînmatriculate. În ceea ce privește mașinile cu numere de înmatriculare străine, au fost vizate cu prioritate cele înmatriculate în Bulgaria și Regatul Unit al Marii Britanii. Și în aceste cazuri s-au aplicat 43 de sancțiuni, 10 certificate de înmatriculare au fost reținute, iar în 7 situații se vor efectua cercetări la granița română-bulgară în ceea ce privește autoturismele înmatriculate în Bulgaria.